Dumneavoastră veți face parte din viitorul guvern sau v-ați dori să faceți parte dintr-un viitor guvern PNL, PSD, UDMR? Nu intenționez să fac lucru, să fac acest pas. Știți foarte bine și în urmă cu câțiva ani am renunțat la mandatul de europarlamentar pentru o responsabilitate în guvern. Astăzi cred că la nivelul Parlamentului European pot să fac mai multe și cu siguranță în ceea ce înseamnă aceste negocieri, alături de președintele Marcel Ciolacu și ceilalți colegi, căutăm să contribuim cu ideile noastre. Pentru că cred că, așa cum am spus și mai devreme, e o responsabilitate comună și dacă avem o expertiză în anumit domeniu, ar trebui să venim cu acea contribuție. Mai ales că în prezent în Parlamentul European sunt raportorul alternativ al grupului social-democrat din Parlamentul European pe bugetul european pe anul viitor, anul 2022, și cred că am anumite informații care pot fi utile României și următoare guvernări, dacă ea va fi formată, în a gestiona adecvat atât bugetul țării, cât și banii europeni.